Bă, scuze că vă tot zic chestia asta, dar aș aprecia că îți dau un like să meargă algoritmul bine, că în ultimul timp mă fugim cu YouTube-ul destul de grav și un comentariu. Mersi! Am început anul bine, o revenit legenda, fii pe stil, Amo do bazooka. Bazooka. Cargus radioactivus. Cargus. Probabil știți pe Fi pe Stil, în caz că nu-l știți, e omul ăsta de pe TikTok, de ne-o rupt pe toată lumea. Dulce, acrișor și ceva fermecător. Iată ingredientele alese pentru a crea fetițele perfecte. Dar profesorul Utonium a adăugat din greșeală încă un element. Elementul X. Așa au apărut fetițele Powerpuff, folosindu-și superputerile Blaster, Bubbles și Buttercup, și-au dedicat viața luptei împotriva forțelor răului. Fii pe stil, frate. Eu ultima dată când am auzit de Fii pe Stil, a fost atunci, frate, când o umpla cu măciuca goală prin mijlocul orașului. Omul oricum, n-am să vă mint, un pic așa sfidează Matrix-ul, știi ce zic? E un pic așa ieșit din Matrix, a luat pastila roșie, dacă mă înțelegeți ce vreau să vă zic. Și-o revenit, mă, și-o revenit în forță, o explodat, pe bune vorbesc. Deci eu m-am pișat pe mine, mă, frate, mă, când în noapte de Revelion am văzut videoclipul ăsta. Am zis că, bă, gata, anul 2024 o să fie cel mai bun an. Yo, frățier, vreau doar să vă spun atâta, sunt Super Sonic și o dau interstelar la nivel spațial. Hai, m-am grăbit, frățier, vă las, că eu trebuie să mă duc pe lună. Hai! Omul ăsta e un caracter, frate, un personaj din toate punctele de vedere. Oi, ce apare aici. Asta e legenda, nu fi pe stil, scuze fi pe stil, frada. Cu zis nu te pui, bro. Mă, piși pe mine de frig! Stau cu 3-4 șube pe mine și tot nu mă încălzesc. Nu știu dacă o să supraviețuiesc până la vară. Sunt sigur de chestia asta. Trebuie să mă încălzesc mai bine. La fel, dezactivați adblock-ul. Dezactivați adblock-ul că trebuie plătită căldura. Am o dobazuca. Nu se poate, fii atent acolo, bă, ești nebun. Am o dobazuca 2. Mamă, ești nebun? E sequel. Am o dobazuca. E crazy, frate. Amodo bazooka. Carbus radioactivus. Templul lui Darmuin. Pistoleto blindato. Io habato elementus Xus. Agio militaro. Io tankinatus nuclearus. Bionic apocaliptic. Scorpium vibranium. Colosium adamantium. Amodo bazooka completa, frățier. Păi stai, asta a fost Amodo bazooka 1. Ia că-s curios cum o să fie Amodo bazooka 2. O scos sau oare? Trebuie să ne uităm. Bă, eu vă zic de pe acum, frate, Fii pe stil ăsta, știi, îmi dă vibe-uri grave de om care mai de mult mergea la net cafe să joace 1-6 sau Dota. Mă jur pe viața mea, 1-6 sau Dota la net cafe. Așa vibe-uri îmi dă. Îi din generația aia, mă, frate. Cine știe, cunoaște cum era la net cafe oricând trebuia să te duci acolo să te rogi de băieții mari să te lase sau să te joci cu ei pe LAN. Ai, ce tare era, o frate. Ia vezi că o scos Amo de bazooka versiunea 2.0. Am bocancul cât tancul. Acum 4 ore. Așa zboară. Fii atent că acum 4 ore o scos-o. Suntem în premieră, mă, frate. Suntem în premieră să vedem Amo de bazooka 2. Dar pentru asta fac și full screen, frate. Am bocancul cât tancul. Așa zboară, așa coboară. Că piciorul Așa zboară, așa coboară. Am bocancul cât tancul. Așa zboară, așa coboară. Am bocancul cât tancul. No, asta e nou. Asta o să fie următorul caption. La poza pe Insta. Am bocancul cât tancul. Că feciorul-i senior, iar pantalonii ce creează electron cu hormoni fac ca orice armă se transformă cât un agheu din geneu. Haina e toxina. Te îmbraci și te dezbraci, iar acum că vine vorba, trebuie să fug că e gata ciorba.
Asta e Amon Bazooka, varianta românească, bă. Voi vă dați seama că omul ăsta o gătit. O stat și o gătit. O stat în camera lui, frate, și s-o gândit, bă, hai să facem un Amon Bazooka 2. Și-o luat foaia așa ca un scriitor, ca Eminescu, și a început să scrie, mă, frate, versuri pentru Amon Bazooka 2. Băi, bucătar, n-ai ce să zici, a fost hard. A fost hard. Respect maxim, respect maxim. Unde se duce atâta căcat? Gândiți-vă și voi, unde se duce? Ai, de capul meu. Bă, frate, asta literalmente e o întrebare de am văzut-o acum câteva zile, mă, omule, mă. Dar unde am văzut-o, mă? Am văzut-o pe TikTok. Cine? Tio Von? Nu Tio Von. De acolo mi-aduce Joey Diaz, Tio Von type shit. Nu știu, am văzut-o undeva. Și tot căcatul pe care îl aruncăm noi la WC-ul. Gândiți-vă că un om pe zi se cacă aproximativ 500 de grame. Noi suntem aproximativ 8 miliarde de oameni pe planeta asta. Yeah. Dacă facem un calcul și ne gândim în felul următor și zicem 500 de grame de căcat pe fiecare om ori 8 miliarde, yeah, asta înseamnă 4 miliarde de căcat în fiecare zi. Stai un pic. What? 4 miliarde de kilograme? Da, mă. Unde se duce tot căcatul ăsta? Și pișa, domne, să pișă lumea în fiecare zi să pișă. Toate infecțiile astea, unde se duc? Asta mă întreb și eu. Îmi pun întrebarea asta. E atât căcat, domne, se duce. Unde se aruncă tot căcatul ăsta? Știi unde se duce? Știi unde se duce, băi? Fii pe stil. Știi unde se duce? Îl mâncăm noi, frate, gata căcat, mâncăm în fiecare zi că ne plină gura. Nu trebuie să se ducă niciunde. Stai liniștit că nu se descompune căcatul ăla. Îl mâncăm noi și după aia îl dăm mai departe pe internet. Ăsta, numai în România. Să-mi explici mie cineva. Numai România. Numai România. E crazy pe stil. Bună întrebare, frate. Asta e efectiv întrebare de aia de s-o pui după ce pasezi, știi? Ăsta oricum fi pe stil, frate, dream plant rotation. N-am să vă mint, pe bune. Am pocancul cât tancul. Așa zboară, așa coboară. Că feciorul-i senior, iar pantalonii ce creează electron cu hormoni fac ca orice armă se transformă. Asta a fost numai teaser. Am și dat like, bă, am și uitat de chestia asta. Că mi-a apărut pe foriu, că mi-apare în fiecare zi pe foriu omul ăsta. Da, mă, știe, mă, băiatul, știe, joacă bine. Megatron, Galvatron, Galvatron, Galvatron. Megatron, Galvatron, Galvatron, Galvatron. Megatron, Galvatron, Megatron, Galvatron, Galvatron. Megatron, Galvatron, Galvatron, Galvatron. Bun. Bine, rău de tot acest TikTok. Le știe, mă, le are shuffle, shuffle. Armat, frățier. Catunca. Nu puteți să spuneți mie că omul ăsta încă nu joacă CS1-6 pe publice. De intră și scrie real în chat când intră. Nu puteți să spuneți mie că nu e așa, că nu vă cred. Ești frățit la un aici. Ia. Ia. Da. Da, mă, backdancer pentru Carti, ești nebun în primul tur. O. Mulți dintre voi ziceți că ar trebui ca să stau internat la Socola. Dar hai să vă zic care-i treaba. Acolo la Socola nu este hotel ca să stai o viață întreagă. Acolo îți dă drumul după 2-3 săptămâni. Hai, v-am lăsat că eu sunt sănătos tun, hai. Zice bine, zice bine, frate, ești nebun. Mari vorbe din partea acestui om. Stați să vedeți. Terminator. Apare Amon Terminator. Stați să vedeți. O să fie continuarea de la Amon Bazooka 1. Am văzut deja Amon Bazooka 2, fra. Am văzut-o deja. În puterile mele, în ceea ce pot eu să realizez. Dar cu timpul oamenii o să se convingă că ceea ce zic eu nu sunt numai niște simpli baliverne, numai niște cuvinte așa aruncate în vânt. O să se convingă de ideea că eu am puterea de a realiza chestii pe care foarte mulți le au doar ca niște visii. Niște visii care nu... Mamă, băiatul meu, s-a uitat la Inception, frate, ești prost. Eu cred că fii pe stil, cred că are pastilele alea din Limitless, pe bune vorbesc. Adică uite-te la el, frate, și-a deblocat deja tot creierul, și-a deblocat cel puțin 50% din capacitatea creierului. Ia fiți atenți aici.
V-am zis că e jucător de Dota, frate. V-am zis 100%, eram sigur. Ia fiți atenți aici, oameni buni, frățeri. Ce mi-a cumpărat iubita mea de Crăciun. Mi-a făcut comandă, a făcut la comandă un mousepad special pentru mine cu expresia pe care am făcut-o eu. Și ghiciți cu cine sunt aici. Sunt cu Plântuța Pătrunjica și ne jucăm împreună jocul Dota. Nostru favorit. V-am zis Dota. Eu v-am zis că e jucător de Dota, că l-a mirosit prin monitor. Da, mă, respect pentru toți jucătorii de Dota. Bă, da, ce pot să zic? Legendă vie omul ăsta. Mă bucur că a revenit, sincer, că eu chiar râdeam, frate, ești nebun la videoclipurile lui. Mai ales atunci când a apărut la început. Chiar a fost Caterinca rău de tot. Îți curios de opinia voastră, dar ziceți-mi în comentarii ce credeți de băiatul ăsta. Like, subscribe, de-astea, follow pe Instagram, bogdi.wv neapărat. Ne auzim video următor. Hai, am o bazuca.